Șoferița declară că venea din orașul Piatra Olt și se îndrepta spre Slatina. La un moment dat, aceasta spune că i s-a făcut rău. Femeia zice că s-a trezit după ce a intrat direct într-un stâlp. Cu toate că autoturismul a fost serios avariat, șoferița a reușit să iasă singură din mașină. Așa au găsit-o și paramedicii SMURD. Femeia era conștientă cu multiple leziuni la nivelul toracelui. Marele noroc al acesteia a fost că nu avea viteză. Altfel, impactul i-ar fi putut fi fatal. Femeia a fost transportată la UPU Slatina, dar nu a necesitat internare. Accidentul a fost anunțat în jurul orei 17. La fața locului s-a deplasat echipajul SMURD de la detașamentul Slatina. Autovehiculul a fost găsit în afara carosabilului, avariat. Persoana aflată în acesta, o femeie în vârstă de 63 de ani din municipiul Slatina, ieșise din autoturism. Era conștientă, prezenta dureri la nivelul coloanei lombare și la toracele anterior. A fost preluată de echipajul SMURD și transportată la spitalul din Slatina. Oamenii legii au deschis o anchetă în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor producerii evenimentului. Ancheta este îngreunată și de faptul că șoferița nu-și amintește nimic din cele întâmplate, nici dacă a fost o defecțiune tehnică și nici cum a ajuns cu mașina direct în stâlp.